puțin pentru mine așa este. Eu am umblat destul de mult prin zonele astea când eram copil cu părinții mei și tot timpul m-a fermecat așa zona aceasta. Așa se explică de ce și suntem aici, de ce am și ales să fim pe aceste meleaguri. Pentru că întotdeauna aici găsești o poveste de spus, găsești multă istorie venită cu artă și mai ales venită cu spiritualitate. Și toate acestea ne fac să fim altfel de oameni. Și e bine ca aceste lucruri să nu rămână închise și să le oferim și celorlalți, să împărtășim cu ceilalți, să ne cunoască și alții. E adevărat că Bolul Vrancului este o zonă destul de traversată așa de oameni. Poate și pentru că aveți aici evenimente extraordinare care se întâmplă fiecare an și poate aș aminti doar de marele evenimente pe 20 iulie în care, nu știu, mii de oameni cer care vin de aici. Dar nu este singurul. Aveți multe puncte din acestea de interes cultural, nu căutam ceva mai mult. Pentru că nu este doar interes cultural aici. Este acel ceva de care ai nevoie ca să te păstrezi pe tine vertical. Moștenirea. Da, moștenirea. Dar este mai mult decât atât. Împreună cu mine se află doi dintre colegii mei de la Biblioteca Județeană. Domnul Fiorescu Toiu și Adriana Nărumbă. Ei sunt specializați cumva pe zona aceasta de artă, cuvânt, imagine și așa mai departe. Dar de asemenea, mult mai specializat pe zona pe care noi am abordat-o în această săptămână, sunt cei doi colaboratori noștri de la Facultatea de Arhitectură din Timișoara și anume este vorba de Mihai și Ștefana. Ei o să fie cei care să ne vorbească puțin mai mult despre ce s-a întâmplat aici. Aș vrea înainte de aceasta să ne spună două cuvinte. Deci ne mulțumim că este alături de noi și de asemenea mulțumesc foarte mult și lui Narcis pentru că ne-a deschis aici porțile și ne-a primit cu toată inima. Bună ziua, vă mulțumesc pentru că ați ales coloratul. Nu știu ce patru exerciții de toți care sunt. Dar cred că prima de Dumnezeu și după aceea dumneavoastră ceilalți. Este, nu numai interes cultural, este un interes de transcendență temporală și atemporală. Pentru că Bulovragiu are bioenergii măsurate și nemăsurate, are spirit, are cultură, are tradiție, nu ce scuze. Deci, zestrești și am căutat pe această zestră să o mulțim și să o și valorificăm în același timp, prin faptul că am venit cu acea tabără de simboluri tragice, arta de simboluri și sculptură simboluri tragice, pentru care s-au luat și un brand, s-au ținut și un brand național. Dar ideea e că am căutat să lăsăm întrecinile acestea să le menținem în vii, ca o trașină de setin, pentru că nu ne negăm niciodată religie. Suntem daci și în același timp suntem creștini, ortodoxi. Suntem daci și în același timp, cu ceea ce am reprodus în ultima tasă de ediție a Tatălui de Sculptură, cu sacrificii care, de fapt, nu erau barbarici, ci era duște și întâlnă interpretate la nivelul de sacru, absolut, pentru că întotdeauna am văzut și am spus-o asta la evenimentele la care am participat, fiecare are ceva de dată mai. Dar să spui viața în primejdie pentru a salva prunțul popor, nu că e Domnul Polonel aici, dar pentru alții, să mergi și să lupți, să fii propria viață cheză și el, asta înseamnă sacrificiul suprem și înseamnă putere de rămâne și înseamnă iertare dincolo. O trecere ușoară. Deci moarte ușoară pentru cei care s-au construit, că ați fost aici, am rugat să facem o listă de case tradiționale, să putem să ne venim ca și zimântul tradițional cu Lulăgean. Au venit foarte mulți cu idei și să știți că au rămas nepunctate câteva locuințe vechi,
la sală chiar m-a menționat cineva să-mi spună, dar vom întrece lista și chiar erau de importanță majoră. Vă mulțumesc frumos, doamnă Jucă. De multe ori, între viața privată și viața publică, este un spațiu foarte mare pe care nu reușim să-l umplem. Și de cele mai multe ori se creează goluri. Ce este viața mea, este viața mea? Ce se întâmplă în afară, dincolo de ușă sau dincolo de poartă, este altceva. Ce ne-am făcut noi însă în această tabără, este cu totul altceva. Este să vedem ce formă ia această graniță dintre viața privată și viața publică și cum se reflectă aceasta în comunitatea din Poliovraci. Am să-i rog pe cei care au muncit aproape săptămâna de la lucrul acesta să ne povestească un pic ce au descoperit, pentru că mulți dintre ei poate sunt pentru prima dată sau oricum au fost doar în trecere până acum în Poliovraci, nu și-au luat timp să privească cu atenție. Acum, doi profesori și cei 9 studenți la arhitectură care au fost prezenți săptămâna aceasta în Poliovraci și-au luat timp să privească oamenii, să asculte oamenii, să privească casele, porțile, curțile, drumurile și să vedem care este impresia cu care ei au rămas și care este propunerea sau oferta pentru comunitate. Mihai? Nu, au microfon. Fiecare. Da, bună ziua, bună seara, de fapt. Cer scuze pentru microfonie. În primul rând dorim să mulțumim comunității din Poliovraci pentru faptul că ne-a găzduit în aceste câteva zile, din 1 până, iată, astăzi, în 4 august. Și că ne-ați deschis, de fapt, porțile simbolice și fizice pentru a afla mai multe despre modul în care funcționați aici împreună. De asemenea, mulțumim centrului Eurodirect GOR și bibliotecii din Târgu Jiu pentru această invitație de a construi împreună tot demersul taberei de vară pe care încercăm astăzi să o încheiem cu acest eveniment de prezentare, de fapt, a rezultatelor muncii noastre. Acum, denumirea pe care noi am dat-o acestei tabere este aceea de ritm și rosturi în spațiul public, ceea ce susține, de fapt, foarte frumos tocmai ce a povestit mai devreme Marlen și anume modul în care interferența aceasta dintre viața publică și viața privată se reflectă, de fapt, în tratarea limitelor spațiului public, a granițelor dintre proprietatea privată și proprietatea publică, dar și a modului în care se configurează, de fapt, spațiile de adunare a comunităților, că este vorba despre mici piațete, că este vorba despre intersecții de drumuri, că este vorba despre străzi cu un anumit caracter. În numele meu și al colegului meu, Mihai Danciu, vă mulțumim deci încă o dată. Noi suntem cadre didactice la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnica din Timișoara și am avut, cum spuneam, marea bucurie de a coordona zilele acestea tabăra studențească. Aș vrea, înainte să intrăm în partea de conținut, să spun câteva cuvinte și despre studenții noștri aici prezenți. Ei sunt veniți din două centre universitare, pe de o parte de la Universitatea de Urbanism și Arhitectură din București Eumincu, pe de altă parte de la Universitatea noastră de reședință, Universitatea Politehnică din Timișoara și este vorba despre Adrian Groza, Agnes Ungur, Alexandra Guță, Alexandru Florescu, Alexandru Rotaru, Fabian Florescu, Andreea Șcheau, Bianca Dobromir, Maria și Laurențiu Lupu. Vă mulțumim tuturor pentru faptul că ați fost alături de noi și că ne-ați ajutat cu tot demersul în această perioadă. Bun, am să mă apropiu puțin de boxă și sper că nu o să creăm o microfonie, nu am scăpat de data aceasta, pentru că înainte să intrăm direct în conținut, am vrea să vă spun câteva cuvinte despre ce urmează să vă prezentăm. În primul rând, o să spun câteva cuvinte despre rostul, că tot vorbim despre ritm și rostul pentru care am efectuat acest studiu.
Apoi o să trecem foarte pe scurt în revistă principiile înțate de noul Bauhaus european, pentru că este foarte important de menționat faptul că această tabără se desfășoară ca parte din proiectul New European Bauhaus sau noul Bauhaus european și atunci am încercat să urmărim continuitatea acestor principii în studiul pe care l-am efectuat, urmând ca apoi să intrăm într-o serie de recomandări pe care le-am realizat împreună cu colegii noștri asupra modului în care aceste principii se pot implementa de fapt în realitate la scara teritoriului, a așezării și în final la nivelul câteva spații publice punctuale din localitate pe care noi le-am identificat ca fiind importante. În ceea ce privește motivația care stă la baza acestor demersuri, noi pornim de la premiza că valorile patrimoniale sunt esențiale pentru ca o comunitate să meargă mai departe. Pentru că în momentul în care nu știi de unde vii, sigur că nu știi nici unde mergi mai departe. Cu toate acestea, conservarea valorilor patrimoniale nu se poate realiza doar prin muzeificare. Pentru că dacă aceste valori, aceste caracteristici nu mai au un rost în perioada contemporană și nu mai pot să fie incorporate în viața de zi cu zi a comunității, atunci evident că acestea vor fi abandonate treptat pentru că așa stau lucrurile. Și atunci, scopul acestei tabere, precum și a întregului demers metodologic pe care Mihai și cu mine încercăm să-l dezvoltăm în ultima perioadă în cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism în care provenim, este tocmai aceea de a identifica relevanța sau de a identifica modul în care putem să reinterpretăm niște valori absolut esențiale, patrimoniale, pentru că acestea să devină relevante în context contemporan. Context contemporan, pe sigur, vă poate fi privit dintr-o multitudine de puncte de vedere, dintr-o multitudine de aspecte. Tabăra de vară pe care am organizat-o, deci, aici împreună cu Europe Direct Gorj, din nou la inițiativa și invitația lor și le mulțumim pentru treaba aceasta încă o dată, aplică, iată, o metodologie de analiză și interpretare a mediului rural, care mai apoi se concretizează pe o serie de recomandări privind transpunerea în configurația spațiului public a acelor caracteristici importante care provin din moștenirea noastră culturală, care să permită spațiilor publice să atragă apoi și să coaguleze membrii comunității. Începem, desigur, cu câteva imagini de atmosferă, ca să vedeți cam cum s-au desfășurat lucrurile săptămâna aceasta. Luni după masă am reușit să efectuăm prima vizită în SIT, prima incursiune în SIT și aici suntem chiar în porțiunea dintre Biserica Nouă și Vatra Satului, iar în imaginea următoare o să vedeți deja atmosfera de lucru extrem de serioasă și concentrată, cred că este chiar Fabian aici, surprins în acțiune, în timp ce detaliază ceea ce o să vedeți imediat, ce anume propunerile noastre pentru amenajarea poienii din fața mănăstirii. Bun. Acum câteva cuvinte despre principiile acestui curent de gândire care se numește noul Bauhaus european, principii care provin din sfera europeană, din care sigur că facem parte și care încep să devină încet încet axiome pe care noi trebuie să le preluăm în toate acțiunile pe care le realizăm la nivelul așezărilor. Îmi place ceea ce a frumos ca să fie durabil, nu mai putem face. Și așa că e bine definită chestiunea. Deci, durabilitatea frumosului vine dacă o facem împreună. Dacă nu, nu durează. Dacă faci o singură sau o parte dumneavoastră, în fiecare individual nu durează. E o pierdere. Când suntem împreună, e un câștig real. Mai veniți la primele... vorbeam despre SIT-ul Natura 2000. SIT-ul Natura 2000 are anumite elemente pozitive prin interdicțiile care le are. Dar are și elemente negative, tot cu aceste interdicții, pentru că toate aprobările de intervenție în acest sit sunt dificile, sunt greoaie, sunt mâncătoare de timp și de energie. Vă spun din propria experiență, pentru că mă pierd între birouri și nu știi practic de unde să merg ultima hârtie. Nu sunt singur, colegii din sală pot să confirme. Exact, mergeți mai departe, mă rog.
Mai, aici. Vreau să vă spun că am fost la Pădăbul la Celin de dimineață, mergând spre Greva cu un coleg, am purtat discuții cu doamna director ajung. M-a și sunat și au cerut unul dintre colegi, așa s-a numis un extras de carte funcțională, dar m-a întrebat că e prioritatea unul vis-a-vis de două proiecte de pus la Celin. Acolo, pe acel ax, pe acel triunghi, chiar în fața mănăstirii, este depusă o parcare, o parcare destul de mare, chiar la limita, chiar unde e limita toaletei, cu linie dreaptă toalete cu sudul parcării existente. E o parcare de câteva sute de locuri, vergită cu pom. Dacă vreți să veniți în sprijin, vreau să vă spun asta, pentru că am gândit-o cu o parcare să deservească atât mănăstirea cu toate obiectivele turistice din zonă. Iar în sud mi-a plăcut ideea, este de felicitat, gândiți-vă și noi la niște spații verzi, la niște umbrare și chiar ne doream. Da, este superbă chestiunea, căsuța bună și este superbă ideea. Dar vreau să vă spun că această vatră a fost gândită de noi când am demarat acest proiect ca și vatră, dar și că simbolistică. Partea de, dar numai simbolul. Partea de tradiție, partea de spiritualitate și partea de habitat și ocupațional. Toate surprinse în aceste elemente sculpturale care sunt amplasate acolo. De fiecare dată se reamplasează. Pentru că oferă cadrul diferit. Când apare un element sculptat, se repoziționează totul. Este, e, creația asta artistică e o nebuloasă și e nervoasă în același timp. Dar e un lucru prolific. Am gândit-o pe 12 ani de zile să vă spun să vă dau multe detalii, pentru că eu cel puțin am susținut-o și o voi susține cu ajutorul de 12 ani. Pentru că vreau să fac legătură cu cei 12 apostoli. Sunt trei portale de intrare cu legătură cu simbolul Trinității. Deci n-am rămas în Daci și am venit în creștinătate, în Ortodoxie. Am văzut că elementul central sunt acei stâlpi și mortori și acele troițe. Toate cu trimite la Trinitate. A văzut sacrificiu pentru aleia regilor. Acel sacrificiu, dacă ați observat cu atenție, este chiar o linia spiralei cu suișul și coborâșul ale vieții. Sacrificiu pentru a te duce pe linia regilor sau pe linia dezvoltării. Sau privind de la răsărit la apus, să fii dezvoltat, să privești, să faci introspecție, să vezi că ai făcut sacrificiu și că, de fapt, din copilărie să ți se explice că sunt suiciu și coborâși în viață. Sunt legăturile care urmărim să le facem într-un portal, tocmai pentru a fi simbolici. Da? Dar elementele de umbral sunt deosebit de bine. Îmi place cum sunt gemenate și mulțumim pentru vă. Am stat ca dovadă, apropii, să știți că n-am avut o înțelegere cu domnii, niciun fel de înțeleg, doar am stabilit că vin să fac o cercetare și asta să nu... Demonstrează încă o dată că altfel se pleau pe ideile noastre. Nu știu ce proiecte avem depuse și ce se întâmplă. Dați mai departe, vă rog puțin. În dreapta subversiune, avem depus un proiect la CNI prin care urmărim să facem acele bordei în pământ. Acum se mai numesc mai nou hobbit, căsuțe hobbit. Eu vreau casa sculptorului, casa templarului, casa lotarului, între ele câte un element de cazare, o casă de cazare, de 4 pe 4, îngropate în pământ, tocmai pentru și de sub elementul acesta ocupațional diversificat, ori acolo, ori în tabăra asta sculptură, tocmai pentru că avem 11 discipline ale Școlii Populare de Arte de la Târgu Jiu, care funcționează la Polograci. Sculptură în plătituri, ciocituri, cusături, țesături, dans, fluier, pian, pianină, la ce se facă unde sunt cumpărate pentru tinerii noștri și nu mai tinerii noștri, ci tinerii din zonă sunt primiți. Tocmai voiam să desfășurăm toate activitățile în aer liber, să mai spunem cumva de muzeu liber. Am gândit când am pornit în campanie vis-a-vis și de poeziile care sunt pe... Și am cerut colegiul lor din primul an, poeziile care sunt expuse pe acele fonte.
Dar ce nu și l-am, chiar am rugat colegii, au venit cu versuri, i-am rugat să întârzie pentru că nu voiam să fiu luat din primul an sau doi ani de mandat pe poet. Și vreau să fiu un om luat pe început ca un om pragmatic, care gândește pragmatic și nu în dodii. Dar n-am renunțat la această politică și am ținut să fie reprenovate frunterile, să se pună aceste elemente care ne aduc spre ancestral și care ne-a dat o linie peste timp. Și mulțumesc de sugestie și mulțumesc și de aprecieri. Fântâna aceea a fost refăcută, aceea cu cumpără, tot o dorința mea în special a fost, pentru că așa mi-am dorit-o și îmi doream mai multe fântâni de genul ăla. Dar acum, în dreapta, acolo, v-am zis, sunt acele căsuțe copii, va fi spera ocupațională la satului Polorăgea. Și vreau să fac și să aduce și la Dumnezeu care a rezolvat și o industrie hidrotehnică, o istorie a industriei hidrotehnice locale. Joacă, moară, bine. Funcțională. Tocmai din dorința de a ține via amintirea acestui acestui istoric al localității. Vă rog mai departe. Venind pe drumul mănăstirii în jos. S-a intervenit aici pe un proiect pe calamități, pentru că acel torent care captează vapele pluviale revărsa întotdeauna peste drum și în gospodării. Am căutat captarea lui, are unghiul de scurgere destul de regional, dar la terminare sfârșește printr-o ușoară colmatare, pentru că e o domolire a unghiului și colmatează. Trebuie să intervenesc. Dar, în esență, lucrarea este bună și eficace. Am depus la CNI, pe Angel Salini și a fost selectat acest proiect. Avem trei proiecte selectate pe Angel Salini. Avem un proiect în sală în valoare de 200 de miliarde de lei. Suntem una dintre comunele pe care Dumnezeu le-a ajutat și oamenii politici cu care colaborăm, dar sunt totuși bani. Este vorba de asfaltare pe aici, până la mănăstire, pe toate cele trei drumuri, dacă ați observat, sunt trei drumuri de acces pe mănăstire. Toate trei vor fi asfaltate și unul în comunitatea de Ludă. Un alt proiect este mărirea capacității la sursa de apă și canalizare. Vreau să vă spun și cu trotoarele, domnul colonel. Cu trotoarele am depus pe PNRR, pe componenta aceea de sume prealocate. Fost 340.000 de euro prealocați. Am mai venit din bugetul local cu o declarație pentru 50.000 de euro, de se duce aproape la 400.000 de euro. Piste de bicicliști, trotuare, de la Vatra Târgului până la Mănăstire, pe ambele sensuri și pe o parte specială. Este destul de greu de realizat, pentru că și proiectanții au bătut cu bani câți ani, dar observat că pe partea de alei și lângă, pe apostament, sunt doi stâlpi de înaltă, de medie tensiune, plantați ori fântâni. Și lucrurile astea, uitați-vă, se vede foarte clar. Acolo este stâlp. Aici este, spre mâine, pe drumul Mănăstirii, este spațiu generos, dar sunt două fântâni care marchează. Iar o pistă de bicicliști este destul de dificil. Dar pe aici ar fi loc de pistă de bicicliști. Problema pistei de bicicliști se pune pe drumul județean. Pentru că este nevoie de o protecție acolo unde destul de mult spațiu va fi alocat și aici se va punta foarte mult și urmează să discutăm. Și unele sunt prealocate, deci la ce doar vom veni. Vom vedea cum vom putea implementa proiectul. În urmă cu ani de zile, nu, alea se pot face nu piste, se pot face trasee de biciclete. Da, pistele sunt tot așa, da. Trasee de biciclete se pot face ușor. Pistele sunt costisitoare, pentru că trebuie anumite amenajeri, modernizări, da.